Cei mai mulți dintre giurgiuveni cunosc faptul că în iunie au dreptul, dar și datoria civică de a se prezenta la urne pentru alegerea viitorului primar al orașului. Măsurile cele mai agreate de populație pe care ar trebui să le vizeze noul ales fac referiri la un trai mai bun, sporirea locurilor de muncă, refacerea drumurilor și asigurarea de locuri suficiente de parcare pentru automobiliști. Am vrea un trai mai bun, să fie piața mai ieftină, că la pensiile noastre care sunt mici, e prea scumpă. Medicamentele la fel, că suntem bolnavi. Primarul care va veni acum să facă mai multe. De ce a făcut dânsul, care este actual acum. Sperăm, da? Vom vedea. Locuri de muncă, o viață mai bună, dar în primul rând locuri de muncă. A ajuns Giurgiu, cât a fost zona industrială, a fost perfect. În momentul când s-a dus cu zona industrială, am rămas fără servicii. Tineretul, că noi, la vârsta la care suntem, la vârsta a treia, mai puțin, dar pentru tineret. Ce trebuie pentru oraș? Să îmbunătățească locuri de parcare, să asfalteze, să nu mai fie gropi, să facă locuri de muncă. Opinia cea mai pertinentă cu privire la activitatea viitorului primar al municipiului Giurgiu a fost legată de atenta cheltuire a sumelor provenite din impozite și taxe locale și de modul de efectuare a licitațiilor pentru lucrări publice. Un bun primar ar trebui să se comporte cu banii publici, ca și în cazul gestionării fondurilor proprii familii, ca un bun gospodar. Să administreze ca într-o casă, ca în propria casă să administreze domeniul public și mai ales banii. Mai ales banii, să-i cheltuiască cu măsură, acolo unde trebuie, să analizeze bine ofertele la licitații, să se convingă că cel care câștigă licitația și poate să facă ceea ce propune, că are utilajele necesare, care, că așa am tot văzut și am tot auzit, tot felul de neaveniți care pretind că pot face ceva, dar nu fac. La capitolul nemulțumiri, cei mai mulți giurgiuveni sunt revoltați de starea străzilor din Giurgiu și de peticele de asfalt care astupă gropile în prag de campanie electorală. Câteva nemulțumiri legate de vechea administrație? Ar fi multe de la toți, nu numai de la actuala. Acum să vedem ce se va întâmpla. N-a făcut nimic. A promis tot și n-a făcut nimic. Acum s-a apucat să asfalteze pe acolo, pe acolo, să repare. În două zile să îngrași porcul de Crăciun. Ne-am cam saturat. Speranțele giurgiuvenilor în ceea ce privește primarul care va fi ales sunt legate de viitorul copiilor, în sensul că aceștia vor avea șansa să rămână aici, la Giurgiu, și nu să fie nevoiți să plece pentru un trai mai bun.